30 noiembrie. Azi îl pomenim pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitorul României. În calitate de început, după unele supoziții, acum am avea de-a face cu anul nou dacic. În felul acesta, explicându-se această concentrare de sacralitate, este firesc să întâlnim credințele care ne spun că această zi poate fi considerată începutul iernii. Slăvitul apostol Andrei, cel întâi chemat, s-a născut în cetatea ce se numește Vițaida. Dumnezeiescul Andrei, defăimând toată turburarea lumească, și-a ales să petreacă într-o feciorie și n-a voit să se însoare. Ci auzind că Ioan, înainte mergătorul Domnului, umblă prin laturile cele de prelângă Iordan și propovăduiește pocăința, s-a dus la dânsul și i s-a făcut ucenic, că dorea a se sui cu mintea sa într-o mai multe înțelegeri. Apostolul Andrei cu tot sufletul a urmat lui Hristos și mai întâi decât ceilalți apostoli a fost chemat la învățătura lui Hristos și pentru asta s-a numit întâiul chemat. Iar după ce a pătimit pentru noi Domnul, s-a răstignit, a murit, s-a îngropat și a înviat din mormânt, cu puterea Dumnezeirii sale, a adunat iarăși la sine preucenicii și prietenii săi, s-a arătat în muntele Galilei și le-a zis: mergeți, învățați toate neamurile. Și au căzut în soarta apostolului Andrei neamuri până în partea Mării Negre, spre partea răsăritului cu toate locurile și amândouă părțile cele de prelângă Marea Euxinului, Marea Neagră, toate cât se află între Turcia și între Macedonia, până la râul cel mare, Istrul, care acum se numește Dunăre. Toate neamurile acestea erau țarină pusă înaintea lui, întru care voia să semene sămânța cuvântului lui Dumnezeu. În această zi, femeile fierb grâu sau porumb în apă, le amestecă cu nuci, cu zahăr sau cu miere și mănâncă, după ce au împărțit pe la vecini. Vorbe din bătrâni spun că se ține azi post negru pentru împlinirea unei dorințe, cum ar fi căsătoria sau însănătoșirea. Sfântul Andrei, fiind pescar de ziua lui, se mănâncă pește. Tot azi se ia o crecuță verde de măr, se pune în apă și se lasă până la Sfântul Vasile. Dacă înflorește, e semn că anul viitor este roditor. Tor este roditor.